Da, am fost la librăria lui Șecu. Nu vreau să dau nume care e librăria lui Șecu, de e librăria lui Șecu. N-am intrat în librăria lui Șecu. Nu intru eu acolo. Deci că e free în tranche. Da, nu știu cum pula. A, mi-a zis în limba română. Uitați. Intrarea liberă. Nu m-a convins. Când am auzit că intrarea liberă, știu că la mine nu mai e liberă, dacă e liberă. Eu o să intru numai când e vorba de cașcaua. Hai să trecem povestirea amintirii din copilărie de Ion Crangă când vorbeam Ion Crangă. Bă, aveam un coleg de liceu, nu-i dau numele la băiat, deștept foc. Face la bă, tu ai prietenă. Fără așa lăsă-mă că pula mea, n-aveam. Eram și noi în clasa 12, trebuia să ne futem, că noi pe ultima sută de metri ne futem. Faci-o, da, am prietene. Și pula mea să zic la bă, n-am. Dar ăla știu, e pizda cu 5 lindici. Eu ca prost nu m-am prins. Băi, mă rog eu că sunt inteligent, dar toate nu sunt isteți, sunt chiar prost. Păi cum pă pizda cu 5 lindici? Pacea ăla, e sora lui stângă. Pacea, hai, dracu, te imagini că e sora lui stângă, pizda cu 5 lindici. Și face, băi, hai că-și face rost de prieten. Am o fată bună, rău de tot. M-am întâlnit eu cu fata. Dar zic că era de la liceu. Bă, să-mi bag pula. Dar nu era ceva cu minte, de adevărat. Ne întâlnim noi într-un parc, pula mea ne plimbăm. Greșeală de tactică la Gagica. Gagica se lăuda așa cu ce avea. Acum cred că e mare și mai trebuie ca aia. Acum sigur mă cunoște și eu, uite-l pe ăla în pula mea că l-am întâlnit eu. Că l-a prost de aia. Și începe Gagica. Băi, eu am numai 10, sunt olimpică. Eu am zis, sau, lăsă-mă dau dracu. Eu ar fi trebuit să mi se scole pula la fată. Și era frumoșică așa, mai grăsulie, dar era bună. Dar mi-a murit pula. Mi-am zis, cum ai numai 10 fată? La mine cea mai mare notă e 8. Așa făceam. Nu făceam așa, așa era în creierii mei. Cam așa era creierii mei. În realitate, e bine. Da. Da, mișto. N-am zis mișto. Să ne fac, iau o fată la mișto. Ne-am despărțit, noi ne-am pupat, mi se pare că nici nu ne-am pupat. Și am zis, băi, gămești, o să mai rămân virgin încă un an. Hai să mă abțin. Dar nici pizda cu 5 lindici nu aveam, bă, până acum. Bă, eu trag câte o salvă de... salvă de la de... Dar după mații, în zile întregi, nu mai trag nimic. Pizda cu 5 lindici. Și el a zis, băi, să-ți fac cunoștință cu o fată, vă prieteni și voi, una alta. Poate iese ceva. Am mai încercat eu cu de-astea să-mi bag pula, găsisem o scriitoare, cred că e scriitoarea. O tipă foarte inteligentă și ea să zic, ah, sunt pizda. Dau la litere. Eu am zis, mamă, să mă dau dracu. Iar mi-a murit pula. Scria bine fata asta, noi corespondam și eu scriam foarte bine aici. A halicinat-o pe fată. A zis, eu ce talentat este la scris. Da, corespondam. Păcat că nu mi-am păstrat corespondența. Să vedeți voi ce pizdoși eram la pizde. Dacă aș corespondat acum cu Gagici să le bag mail-uri,
mi-aș face fan club gagici disperate.